proiect de hotărâre. Am zis noi, sub deviza un Lugoj mai curat, grupul de consilieri PNL vrea să inițieze un proiect de hotărâre prin care să se stabilească locurile de afișaj electoral în Lugoj. Conform legii 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, la articolul 79 se spune așa: primarii sunt obligați ca până la începerea campaniei electorale să stabilească prin dispoziție locuri speciale de afișaj electoral și să asigure amplasarea de panouri publicitare în cadrul acestora, etc., etc. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetățeni, fără a stânjeni circulația pe drumurile publice și alte activități din locațiile respective. Noi vrem, nu știu ce o să facă domn primar, și noi ne-am gândit că dacă cumva nu o să facă, vrem să inițiem acest proiect de hotărâre și să avem un proiect de hotărâre în care să se stabilească foarte clar locurile de afișaj și zonele din oraș. Tot la articolul 79 alineatul 2 spune că aceste panouri pentru afișaj trebuie să existe în fiecare subdiviziune a unității administrativ-teritoriale, în locuri vizibile, frecventate de cetățeni. Și avem o propunere, deci în acest sens e proiectul de hotărâre și am stabilit inclusiv locurile de afișaj. O să intre în dezbatere, poate o să fie amendamente, poate să se mai adauge sau o să se scadă. 15 locații ne-am gândit noi și vi le și spun. În micro 1, zona de aviziere la intersecția Pinilor cu Olari, micro 3, intersecția Primăverii cu Hunyade, micro 4, zona Pieței, micro 5, zona parcului, intrarea dinspre strada Dragalina, la OMV, zona parcării din fața magazinelor din spatele Troiței, pe Tapii, în zona industrială, la Biserica Penticostală, în parc, în parcul prefecturii, zona Alfa și Omega, zona Cotul Mic, la Troiță, Gheorghe Doja, spre spital, în zona parcării din fața spitalului, în cartierul ITL, strada Bocșei, în spațiu verde din fața parcului, stadion 1, zona sălii de sport, stadion 3, zona locului de joacă și în cartierul Strand, zona parcului. Am zis că am ocupat toate zonele din oraș, pe cartiere principale.